Salve și bun venit la un nou episod de SnowRunner pe barbă neagră. Continuăm unde am rămas data trecută și anume să-l scoatem pe ăsta și se pare că gheața mi-a venit și mie, de fapt lui, un picuț de hack. Dar hai că putem să-l scoatem. Și eu la un moment dat am intrat aici. Sunt foarte aproape de destinație, doar că trebuie să iau printr-o zonă, bă, cam primejdioasă așa o lecușe. Și nu prea pot să-mi dau seama de pe hartă, că mie mi-arată pe aici cum că aș fi numai și numai pe zăpadă, dar sunt niște zone de-astea foarte nasoale cu gheață care uneori se rup. Și uite, nu știu cum de nu s-a rupt aici, pentru că ar fi trebuit să se rupă. Hai să nu mai așa o coliș pe aici. Voron Gradul ăsta merge bestial. Am testat și Taiga și am descoperit un picuț din hartă cu Taiga. Și anume în partea asta de vest aici. Uite, m-am dus până în partea asta pe aici cu Taiga. Mi se pare că chiar o avem aici, da? O avem pe Taiga aici în stânga, stânga, stânga de tot. Încă nu am descoperit zona asta, gen de nord-vest, unde scrie forecast unclear. Dar vreau să mergem acolo acum, în episodul ăsta. Dar înainte să ne luăm și noi bănișorii pe misiunea asta. E, cumva... A, ok, ok, ok. Se pare că putem să mergem și pe dreapta, dacă nu mă înșel. Eu făcusem ruta altfel. o făcusem cu totul altfel, dar se pare că... Ok, deci pe aici e rupt. Ia hai să mergem un picuț pe la roca aia din față și vedem ce se întâmplă acolo. Se pare că am cam intrat un pic în gheață. Mamă, păi asta se sparge imediat, deci clar trebuie să ne uităm la gheață. Unde ar fi... Hai, 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 hai. Wow, 12 damage la rezervor. Las nou, bueno. Da, cred că o să mă folosesc. Hai, mă. Come on, dude. Cred că o să mă folosesc de... piatra de roca din față. Mamă, să vezi unde a rămas aici. Au, hai că am reușit să ies. Hai, bobițele, hai, bobițele, mergi. Așa, nu că am luat noi cine știe ce pe misiunea asta, dar o vreau făcută. Hop, 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 hop. O, doamne, o, shit. Să vezi tu că o să trebuiască să vin cu alte utilaje să mă scot de aici. Nu, mă, se pare că voronul duce. Wow. Dude, asta e super impresionant. E, aici se mai rupe? Nu. Hai că suntem pe bines. E, aici mai riscăm noi să se rupă. Eu aș vrea totuși să trec în partea cealaltă, pentru că în partea cealaltă este destinația mea. Dar cred că da, cred că cel mai bine ar fi să o luăm pe aici, pe margine. Nu prea m-aș băga. Nu știu exact. Cred că partea asta... Cred că asta mai înghețată e bună. Da! Hai că am nimerit-o! Cât de cât. Asta e partea bună. Eu aveam impresia că partea mai albicioasă e mai bună, cu o asociam cu zăpada. Dar se pare că nu. Oh, aleu! Taci că asta e nasoală treaba. Stai! Stai, nu te pot moli! Așa, măcar să fiu orientat cum trebuie, să nu mă răsturn, că dacă mă răsturn cu ăsta am pus-o. Că nu are winch, nu are autonomous winch, așa că era solie treaba. Bă, dar chiar sunt impresionat de Vorongradul ăsta. Adică mi se pare genial. Ia să vedem aici. Deci dacă o luăm o coliș pe stânga, se pare că putem ajunge foarte ușor la mecanic acolo. Bun. Let's go. Cred că mă mai pot molesc eu un pic. Un picuț așa. Motorina e în regulă. Stăm bine cu ea. Nu e foarte rău. Așa că voi folosi Voron Gradul ăsta și pentru a explora în continuare. Sper eu să dau de niște cisterne cu motorină pe drum. Cam asta ar fi ideea. Ce task avem aici? 410 și 410 la experience, ok. There is for interest, you really want to see some live history. Ended up on the Ford F-750. Sigur, hai, dă-o și pe asta. Și luăm le mission și scoatem pe toți. Se pare că aici avem numai misiuni de rescue, de salvare. No, cu low chiar nu vrea, nu are putere, boss. Un high era bun pe aici. Ce e mișto la low, când bagi pe viteză, e că poți să bagi diff-ul. Dacă aveam diff-ul cum avem la Taiga, Taiga are în permanență all-wheel drive-ul și diff-ul activat. Și mi se pare genial din punctul ăsta de vedere. Dacă avea și Voron Gradul ăsta la fel, ce fain ar fi fost. Ala a fost 610, 6100 la bănișori. Deși mare parte din banii ăștia, dacă nu chiar pe toți, i-am dat pe acea cisternă, pe care nu am mai recuperat-o, nu am mai dus-o înapoi. Mai avem aici vreo misiune, ceva? Ia să un pic să ne urcăm. Că trailer store-ul clar nu e. Cred că aș putea profita și eu acum. Văd la motorină aici la rezervor. Ia să un pic să o facem acum. Îi dăm un repair pentru că eu văd chestii nasolii aici. Gata. Oh, avem rezervorul de motorină foarte săricat și de obicei când se întâmplă chestia asta îți scurge motorină și îți consumă practic mai mult. Knee deep. Ok, avem și pe asta. Unde vrem noi acum să mergem? Deliver the North Camp, Ford F-750. Hai să vedem pe unde Dumnezeu le are. Poate ne oferă vreo șansă să explorăm și mai mult harta. Da, se pare că da, Foreigner îl avem aici. Fix ce vroiam eu, adică în nord-vest. Gorgeous, păi! Mamă, nu știu ce drum duce până acolo. O duce ăsta sau să iau pe ăsta la forecast and clear? Hai să luăm pe ăsta. Că este singurul pe care îl am acum și nu am altul. Wow, nu spune că ăsta e drumul? Oh, man, ăsta e drumul. Eterna problemă. Nu știm care Dumnezeului e drumul. Mă uit pe aici de cisternă, dar se pare că nu văd. E o cisternă acolo, dar nu cred că e de motorină. Am mai luat țeapa asta și anume să văd cisterne și ele de fapt să fie așa, pur și simplu decorative, să nu fie deloc practice. Ok, mergem cu ce avem, mergem cu ce avem și încercăm să scoatem. Dacă nu merg după aia cu Taiga și îl salvez pe ăsta. Hai să băgăm un low, ia să vedem cum se descurcă low pe aici. Se descurcă, dar e prea încet, e inacceptabil de încet. Cred că ar fi trebuit să schimb eu cutia de viteză la Voronul ăsta. Nu mi se pare excelentă, dar ce îmi place cel mai mult la Voron sunt roțile. Deci roțile duble pe spate și cu lanțuri, Doamne, fac diferență extraordinară. Extraordinară. Dar ați dezamăgit de cutia de viteză. Asta, într-adevăr, nu mă scoate deloc din primejdie. Uite, acum o să vină o porțiune în care urcăm și dacă ăsta gol nu poate, păi ce mai vorbim noi după aia? Hai, stânga-dreapta, stânga-dreapta pentru un pic de grip. Am luat-o, cred că și printr-o zonă foarte, foarte noroioasă. Un pic de ajutor, așa. Mai deforestăm zona. Așa, tătele, luăm brazii după noi. Oh, shit. Oh, shit. Luasem pe ăla din spate. Hai, tătele, le bagă. Hai, mă, că mergem. Am prins aici tracțiune. Mamă, cât alacul avem în față, dudes. Fai de viața mea. Păi, dar e harta asta imensă, mă. E absolut imensă. Uite, munți în depărtare, dude. Oare mă ajunge pe acolo? Normal, ar trebui să fie finalul hărții, dar... mi-ar plăcea, mi-ar plăcea. Tocmai ce vorbeam într-un live de următoarea variantă a jocului ăsta, care nu știu exact cum se va numi, evident, dar am preconizat noi pe live atunci foarte multe nume interesante. Și... da, mie mi-ar plăcea foarte mult să mergem la înălțime. Gen pe munți, dealuri și așa mai departe. Cred că ar fi foarte interesant. Stai să ne facem o rută de aici, că se pare că noi am cam mers o lecoșă. Deci avem un drum corea, dar putem să mergem și pe gheață. Cred că pe gheață parcurgem un picuț mai repede. Stai un pic, aici avem o problemă. Văd eu pe gheață că se duce încolo, dar nu prea mult. Mă, hai pe gheață, nu știu. Mă încântă foarte mult pe gheață faptul că parcurg rapid progres. Opa, gheața se cam sparge cu mine. Oh, s-a spart deja. Ești de aici, ieși. Hai să vedem pe unde Dumnezeu e un pic mai înghețată. Cred că am și văzut-o. Cred că unde e mai albăstru, e așa. Da, da, cred că acolo. Nu vreau, mă, și cu a doua. Mamă, ce greu merge prin zăpada asta, diți. Dar cred că pe aici e în regulă. A, uite aici, uite aici. Am văzut în față, am văzut în față. Oh, Doamne! Bă, deci pe aici chiar nu vreau, mă, prin gheața asta. Shit, o să folosesc cuinciul să mă scot. Sper doar să nu se răstoarne. Asta e singura problemă, pentru că dacă se răstoarnă, nu mai am ce să mai fac. Trebuie să aduc alt utilaj, vehicul, sau să resetez în garaj. Și chiar nu vreau, la cât e de mare. Eu sunt practic pe harta acum opus garajului meu. Deci merg departe. Ok, cum Dumnezeului trecem noi în partea cealaltă? Hai pe insulița asta albă. Hai așa și vedem dacă e în regulă. Op, se pare că în insula albă sparge în gheața. Ok, insula albă nu e bună. Ok, nu știu de ce mă așteptam eu ca aici să fie complet tare. Nope, o să merg după gheață. Atunci hai să băgăm stânga și o luăm pe aici. Încă nu cunosc foarte bine gheața asta, nu pot să-mi dau seama. Dar oricum, unde sunt puncte de munciuială clară o să le folosesc. și le apreciez, dar pomiciorii ăștia mici parcă mai mult îți creează nervi. Atâtele le bagă. Nici nu știi. Pe dreapta gheață în care te poți bloca și pe stânga zăpadă foarte lentă. No, ce faci în cazul ăsta? O, ce, nu intra, nu intra. Nu intra. Văd și aici drum. Asta e drum? Da, asta e drum. Bă, nu o să iau pe aici, o să iau tot pe margine, chiar dacă poate o să mă chinui eu o perioadă. Au, ce rupem aici? Flora. Ma, sopa, aici risc să mă împotmolesc dacă o țin mai pe dreapta. Oh, doamne, nu, 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 nu. E nasol când îți dispare demarajul. Deci, ești bine, ești bine, ești bine dacă înveți că încetinești și ajungi într-un punct în care te-ai oprit de tot. Ai, sunt puține șanse de întors înapoi de acolo. Ok, aici e un pic dificilă treaba, că sunt foarte mulți brazi de ăștia și nu-mi permite să ocolesc zona de gheață. Hai de viața mea. Cred că mai bine era pe dreapta prin zăpada aia, boșilor. Pe aici e nașpa rău, rău de tot. Uite, acum trebuie să-l ocolesc pe ăsta. Și cumva trebuie să mă bag fix prin gheață. Uite, știu cum se crapă gheața cu mine. O, doamne! Hai, dacă trecem repede, nu mă apucă să se spargă. Aici sunt bine dacă stau? Se pare că da. Bun, hai să ne facem și un plan, că se pare că iar am descoperit și mai mult pe harta asta. Deci avem Foreigner pe stânga. Ba, mă, nici nu știu. Normal și normal, mintea mea m-ar duce să cred că ăsta ar fi un drum bun. Pe de altă parte mai există și un drum prin față, așa că nu știu exact. Hai să mergem totuși în față și vedem ce tip de gheață avem și în stânga și în dreapta și vedem pe unde putem să o luăm. Ok. Deci eu am zis că pe aici să o luăm, dar pe aici se pare că sunt foarte mulți brazi. Oh! Și am și intrat în apă. Ok, nu mai mergem pe acolo. Mergem pe aici, pe dreapta. Și vedem cum ne descurcăm. Partea nasolă e că trebuie neapărat să merg în față. Uite, știu că se afundă. Cu tatarinul era altă viață. Mi-ați scris, am văzut în comentarii, dar motivul pentru care nu folosesc tatarinul pe harta asta, deși e oarecum ideal, dar o să-l testăm și pe ăla, nu vă faceți griji, o să-l testăm. Vreau să-l bag în gheață și să văd cum iese din gheață. E simplu și anume că e foarte lent. Tatarinul este lent, plus de alta roțile nu sunt foarte mari și chiar dacă nu se blochează, merge extraordinar de încet atunci când are un teren dificil în față. Da, avantajul lui într-adevăr, wow, iese ăsta, cum că poate să treacă de gheață singur el, fără niciun fel de stres, dar este singurul avantaj și se pare că și cu nea ăsta ducem foarte, foarte bine, doar că nu prea mai am motorină și asta mă îngrijorează teribil, pentru că trebuie să vin neapărat cu ceva până aici ca să aduc niște motorină. Aici se pare că ne-am băgat fix într-un râu. Lac nu pare a fi. Pare a fi un râu care se varsă în lacul din spate. Oh, doamne! Oh, shit! Mamă, mamă! Fii atent că rup tot pe aici. Am că m-a scos un pic pomul ăla. Ala e! Am că a vrut, mă! Deci sunt extraordinar de surprins de cât de bine merge Voron Gradul ăsta. Așa, așa. Aici avem apă? Se pare că da. Dar nu cred că mai pot eu să mai trec. Oricum pe aici clar nu e făcut drum. Am avut eu drum, doar că trebuia să o iau pe munte, în sus, prin zăpadă. Pe aici mi s-a părut mai aproape și din cauza lipsei de motorină am zis că, bă, mergem mai rapid pe aici. Și se pare că da, mergem, dar nu cred că o să fie îndeajuns. Ok, hai să și traversăm. Uimitor, uimitor cât de bine merge ăsta pe drum. Eram sarcastic când am zis drum, evident. Bun, mai pe dreapta un pic. Dreapta. Așa, tatăle frumos. Ok, ce avem înăuntru? Văd ceva acolo în... Cred că sunt niște pietre, ceva. Îmi dă impresia că ar fi vreo mașină scufundată. Gata, am văzut unde trebuie să ajung. Mamă, dar 180 din 330. Îmi cam dau emoții. Oricum, eu până acum am mers ceva cu ăștia 200 de... Oh, ce se crapă! 200 de litri. Și ieța... Nu, hai înapoi, hai înapoi un picuț. Hai înapoi că nu e bună situația. Așa, trebuie neapărat să ajung aici, în punctul ăsta galben. Aia e partea nasoală. Hai să vedeți cum se vede de la volan. Ia-o-te, mă. Oh, direct pe acilea. Bun, deci o avem pe asta. Ok, ne apare. În regulă. Teamă că vreau să ies de aici. Așa. Hai să vedem cum Dumnezeul îl scoatem pe ăsta. O fi reparat toate cele? Se pare că da. Pornește motorul, which is very nice. Băgăm și noi luminile. Dar cum îl scot eu pe ăsta? Stai să ne facem... Vai de viața mea. Deci normal, normal ar trebui să-l facem așa și să ieșim la drumul ăsta. Și probabil să ne permită să mergem așa. Că eu pe unde am venit nu cred că avem sorți de izbândă atâta timp cât mai avem tractat în spate ceva. Așa că hai să mergem în față și mergem ocoli și uite așa. Până ieșim noi la drumul ăsta și după aia mai explorăm și zona asta neagră mergând pe drum. Sunt sigur că drumul ăsta mă va conecta cu unul din astea două pe aici și o să ies la suprafață. Așa mă gândesc eu. Bun, pentru treaba asta trebuie să mergem în față să ocolim, se pare. Ok, bine. O să mă pun în fața Fordului. Îi dau blanao pe aici să nu se rupă gheața cu mine. Oh, și m-am afundat. Ai de viața mea. Hai, tătele, le bagă. Un pic și pe tine, așa. Stânga-dreapta, stânga-dreapta. Ok, nu mai vrea aici, clar trebuie să folosim noi winch-ul. Să ne scoatem, hai să-l folosim de aici, că nu cred că se rupe. Așa, frumos. Mergem ocoliși. De aici să ne punem într-o situație cât mai safe. Gata, acum cred că sunt foarte safe. Mamă, câta craterul am făcut acolo în gheață. Fix pe unde trece acum Ford-ul. Dudes, cum se poate așa? Apoi am zis că am intrat jumătate. Taci că intre și Ford-ul tot acolo. Oh, hai mai în față, hai mai în față, hai mai în față. Iar puntea din față e sub gheață. Hai, aproape de mine, aproape de mine te vreau. Deci nu vreau să avem pauză între noi. Vreau să fim ca un tren. Așa. Wow, iar m-am blocat un pic aici. Hai, dă-i în spate, dă-i în spate că e moarte aici. Bun. Bun. Pe gheață tare, asta e gheață tare. Ala-i tatile, bine mă. Așa, unde am eu punctul pus? Deci ocolim prin partea asta. Fa, păi da, nu pot. Ok, nu pot, trebuie să o luăm pe dreapta pe aici pentru că ne afundăm și mai rău. Ia uite, oh! Ok, 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 ok. Aproape m-am răsturnat. Hai să luăm bine. Shit, nu! Dude, de ce să mă prind ca să nu se rupă? What the fuck, totul se rupe. De asta mă mare ea. What the f... Wow! Deci totul se rupe. Well, shit. Ok, hai că asta nu se rupe în regulă. Dar nu e orientat cum trebuie. Dar folosesc și eu ce am la îndemână. Oh! Deci mașina era atât de înclinată că era pe cale să se răstoarne. Gata, fraților. Hai, mai avem 84 de litri. Oh! Cu emoții, cu emoții. Hai să tragem pe ăsta în spate. Așa, băgă și noi de la volanelos. Da, nu văd nimic de la volan. O mare albă în față. Atâta tot. Încerc să-l apropii cât de mult posibil pe Ford. Gata, hai că acum suntem bine. El are motorul pornit, așa că we are good. We are good to go. Deși are rotițelele atât de mici, cu mai mult târă prin zăpadă, nici de cum să meargă. Ok, ăsta e drumul. Am ieșit la drum, nu pot să cred. Da, în față chiar nu aveam nicio soluție. Pentru că în față nu avem decât un râu și se pare că nici măcar nu e înghețat. Bun, să vedem cum se descurcă aici. All-wheel drive-ul. Băgăm și pe... slow și diff dacă e. Ia să facem un test. Hai să facem un test. Pac, și am băgat și diff-ul. Poate are tracțiune mai constantă. Că ăsta este secretul la deal. Trebuie să ai tracțiune constantă și din cauza asta există și viteza de high. Ne prezentă pe cutia mea de viteză, evident. Un pic mai pe la stânga. Ai da viața mea. Dar nu mai am. Fiindcă roțile din față sunt în aer, evident că nu am direcție. Ok, stai așa să facem zi, pentru că nu pot, pur și simplu nu pot. Morning, afternoon, oh, altfel văd și eu drumul. Ok, taci că avem intersecție aici. Da. Ok, mergem până aici. și după aici și după aia o luăm la stânga. Eu trebuie să ajung la Sfântul Petre Canie în partea asta. Ok, deci e perfect. După aia o să urmăm drumul ăsta și ieșim aici. Hai mă, așa. După care, stai așa, că până ajungem noi cu ăla la camp e vai de viața mea. Cred că cel mai bine ar fi să urmez drumul. Mi se pare mai în siguranță dacă o iau pe aici, nu știu de ce. Uite așa. Știu că poate soluția cea mai bună ar fi fost pe aici, dar nu mi se pare mie foarte în siguranță drumul ăla. Mi se pare că e un pic cu dealuri și cu astea și parcă nu mi inspiră atât de multă siguranță. Mai am 67 de litri, deci nu o să ajungem. Trebuie neapărat să vin și cu altceva. Nu, deci low și cu diff nu merge. Se pare că viteza pe auto izbăvește mult mai mult. Da, trebuie neapărat să vin cu un Taiga. Am Taiga-ul și o să dau motorină de la el. Asta este singurul utilaj mai în apropiere. Dar o să merg totuși cu Voron Grad-ul, până când nu mai am motorină deloc. Așa. Și totodată testăm după aia și tatarinul, luăm un picuț în gheață. Nu în sabie, ci în gheață. Să vedem cum iese. Cum iese. Toată lumea zice că tatarinul e foarte, foarte bun pe harta asta, dar, bineînțeles, cine a jucat cu el știe că e foarte lent pe harta asta și un pic, știi, adică trebuie să o și calculezi, pentru că chiar dacă iese el, mamă, acum nu mai vrei, ești nebun, chiar dacă iese el din gheață, și asta este, și voronul a ieșit din gheață, deci ce vorbim? Doar că voronul e mult mai rapid și harta e foarte mare. Așa că, bă, parcă ai vrea un utilaj de ăsta, știi, un vehicul care să meargă repede, ca să acoperi și tu și să explorezi cât mai repede posibil. Dar, acum fiecare are stilul lui de joacă. Eu, de exemplu, prefer să mă mișc o lecușă mai repede și să mă folosesc de wind și să-mi calculez mai bine rutele, decât să am siguranța aia mereu că, bă, într-adevăr, ieși din gheață, știi? Sincer, până acum nu m-am blocat în gheață și să nu pot ieși. Deci n-am avut până acum problema asta, am calculat-o cât de cât bine. Am avut situații foarte, foarte apropiate de răsturnare, dar am ieșit din ele. Mamă, dar ce greu merge pe aici, boșilor. Pua, mă, nu suntem nici măcar la jumătate, abia la roca din față ajungem la jumătate. Suntem ușor în urcare și Voron Grad-ul e el forțos, dar nu are cel mai puternic motor. Mai avem 45 de litri la motorină și e nașpa, nu e bine deloc. Înaintăm, dar îmi pune frână rău Ford-ul ăsta, mă, fraților. Ce să fi băgat, mă, cu Ford-ul pe aici? Pe aici nici cu voronul nu m-aș băga, dar aminte cu Ford-ul. Hai de viața mea. O, să vezi cum o luăm pe asta aia. Oare avem drum în față? Asta e un fost rău. Hai, da? M-a prins pe burtă aici. Hai, barosane, hai. Hai dacă poți, hai dacă poți! Tot sper, știi, să nimeresc aderență substratul ăsta alb de zăpadă. Nu te răsturna, nu te răsturna. Eu sunt pe cale, sunt pe cale să mă răstorn. Asta nu e bună. Sper să mă țină bradul ăla. Oh shit. Gata? E bine, e bine, e bine, suntem bine. Suntem bine. Așa. Am trecut de jumătate acum, de jumătatea drumului și am scăpat de tot, pentru că asta a fost jumătate de drum în rampă. Acum la vale e altă viață. Hai să schimbăm și mie pe a doua, merge? Nu merge. No, la viteza asta ce să meargă a doua? Shit, man, iar intersecția, cred că mergem drept în față. Da, drumul se face drept în față. Mamă, cum am strivit și am îngropat în noroi tot pomul ăla. Hai, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Celebra noastră tactică. Bă, da, uite, vezi, asta nu-mi place mie. Deci la roțile astea, uite. Uite cum se chinuie să prindă aderența. Mi se pare că nu are îndeajuns de multă putere motorul. Ai, până solei, aș vrea totuși o altă cutie de viteză la asta. 25 de litri. O, doamne, o ieși la gheață. Ideea e că trebuie să ies la gheață, pentru că dacă vin cu Taiga, nu prea pot să vin pe aici să-i dau. Adică aș consuma foarte mult timp și dacă aș ieși la gheață, ar fi mult mai ușor. Și din câte știu, dar nu m-am uitat acum pentru că sunt contra motorină, dar din câte știu, Taiga ar trebui să fie relativ pe aproape, pentru că am explorat eu zona. Wow! Bro, uite cum am rămas. Nici n-am văzut roca aia acolo. și voronul nu s-a răsturnat, mă, nici măcar aici, ținând cont că în spate avem totuși dita mai șofia asta, nu știu, trailerul, habar n-am, dar e dita mai, mă, dita mai încărcătura. Are și centru de greutate mai sus. Oh, gata, am ieșit. 17 litri. Oricum, pe aici consumăm un picuț mai puțin. Am consumat foarte mult pe deal acolo. La deal și cu încărcătură pe spate, rupe. Rupe, hai să băgăm pe a treia, e auto. Deja am băgat și un pic de demaraj. Nice! Nu te afunda. O, Doamne, o, Doamne. Hai, mă. Așa, tatile, un picuț prin pădure. Ah, ador drumurile astea, complet albe și drepte. Ești viața mea. Se pare că am pus waypoint-ul fix pe rocă, dar eu nu o voi lua pe acolo. Îl voi lua un pic pe dreapta pe aici. 10 litri. Pe la 5 cred că începe să sughită. Așa cred eu. Vedem. Dar mai mergem un picuț. 8 la 5 cam îl opresc. Ia, putem să luăm all-wheel drive-ul? Nu, nu putem. 6. Hai că acum cred eu că aveam o poziție foarte bună. Gata, exact la 5 a început într-adevăr, o să opresc motorul. La 5 într-adevăr a început să sughită. Bun, hai să vedem unde este Taiga. Acum Taiga ar trebui să fie colea jos. Uite-l colea așa. Da, avem un pic de mers, într-adevăr. Și nu mai am nici în ăsta motorină foarte multă. Dar atâta cât am, o voi dona toată voronului. Nici nu mă gândesc. Hai să ne facem și o rută până la Voron, că mergem în misiunea de salvare. Așa, se pare că eu am deja o rută făcută și nu mai pot să o mai conectez, că asta e ruta făcută de la Voron. Bine, bine, bine. Hai că nu erau nici așa. Deci mă duc tot în față, tot în față. Hai să o luăm așa și ne mai uităm pe hartă din când în când și ne facem vizual, mental o rută. Acum Taiga ar trebui să prindă, dar atâta timp cât are drum relativ nu prea nămolos și e mai mult înghețat, bă, ar trebui să o ducă lejer, zic eu. Uite, nu ne consumăm nici foarte multă motorină, nu am încărcătură, nu tractez nimic. Roțile, deci vedeți că nu am roțile cele mai upgradate, pentru că am descoperit că astea cu lanțuri merg mult, mult mai bine. Ala e. Bun, hai că ne descurcăm. O să iau tot în față. Sau nu, facem stânga-dreapta. Da, exact, stânga-dreapta. Am mai fost o dată pe aici și știu. Aici apare o întreprindere de asta foarte mare, dar nu poți să explorezi foarte mult în ea. Adică intri pe o parte, ești pe cealaltă, ceva de genul ăsta. Gen, intri pe aici și în fața e complet blocat de containere. Așa că ești pe dreapta. E mai mult o șmecherie vizuală, e un miraj. Dar noi vrem la gheață. Clar la gheață. Ei, Taiga nu știu dacă mai iese din apă odată ce s-a spart gheața. Nu l-am testat încă la treaba asta. Bun, stai așa să ne facem vizualul. Deci tot în față și o să dăm totuși de un drum. Și cumva să o luăm pe aici pe un drum, nu știu, vedem. Hai să vedem. Am lac în față, așa că o să traversez pe aici. Dar vreau să prind viteză până atunci ca să nu stăm în podmoliți. Uite, aici se sparge de obicei. Ia auto. Aaaa! Aici s-a spart, mă. Aici și am venit cu viteză maximă. Hai că am avut noroc că n-a fost decât o porțiune foarte slabă. Gata, acum pe partea asta. Eu înainte aveam impresia că partea asta albastră așa reprezintă gheața mai subțire, dar de fapt nu. Când vezi închis e de fapt gheața mai tare. Strange, but hey, hai. Oh, nu, 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 că aici riscăm. Stai un pic să mă uit. Avem un drum la stânga din câte văd. Drum fix în față, dar nu văd. De n-ai băi drumul ăla. Hai pe aici. Astea sunt primejdioase că îți dau damage la suspensie, dar doar atâta. În rest funcționează foarte bine dacă o iei pe bucățile astea de gheață. Da, o să o luăm fix aici. Avem 400 de metri până la distanție, doar că pe harta asta 400 de metri poate să însemne de fapt vreo 2000 relativ cu o hartă mai ușoară. Ok. Sunt curios cât are harta dintr-un punct în celălalt. O să măsurăm chestia asta odată când o să o descopăr pe toată. Că mi se pare cea mai mare de până acum. Hai să schimbăm. Mamă, urcăm cu a treia. Aici înseamnă să n-ai încărcătură, boss? Frumos! În sfârșit, stradă. Văd cu ochii mei o stradă. Doamne! Păi dar n-am mai văzut stradă pe harta asta de niciodată, practic. Nici când ești din garaj nu ești pe stradă. E tot așa prin zăpadă. Oh, Parfumelus, gata. Partea cu strada nu a durat foarte mult. Ok, 200. Deja am parcurs jumătate din distanță și eu am 179 de litri, deci pot să-i dau pe toți la Voron. Gorj sau ce? Uite, avem pe stânga o bază militară. De fapt, nu e o bază, e un fel de... E de la mă de se păzeau ei și dădeau cu tunuri de-astea în avioane. Nu știu exact cum se numește. Stai, stai! Nu te pripi! Hai să o luăm. Hai să o luăm la dreapta. Fii atent, facem așa. Ok, chill, chill. Nu te sparge gheațo. Uite, vezi cu Taiga mi-e teamă un pic de răsturnare. Dar cu Voronul, din câte am văzut, chiar acum sunt încrezător să merg pe cele mai mari roci. Ala a fost boss. Gata, îi dăm refuel. Perfect. Sursa Ford-ul. Oh. Cum adică sursa Ford-ul? Nu pot să-i dau de la mine? Stai să ne mutăm în Voron. Refuel. Taiga, se pare că aici merge. La Voron. Da? Așa vrem. 173. La jumătate. Ei. Nu e excelent. Nu e deloc excelent. Dar cred... Oh, shit. Mi s-a dus winch-ul. Păi de ce, mă? Dar cred că va fi de ajuns încât să ajungem unde trebuie. Stai să vedem dacă mai avem GPS-ul pus. Ok, hai mă că eu cred că ne ajunge 170 de litri. Asta în măsura în care nu ne mai lovim de niște dealuri de astea puternice sau să ne scufundăm în gheață. Bun. Hai să băgăm un pic de pauză între mine și Ford. În caz că mă scufund, vreau să pot să dau în spate fără ca Fordul să stea în curul meu, știi, și să mă apese. Mamă, ce să crapă ăsta pe aici? Fordul e prea ușor să se scrape cu el, nu-i problema. E, aici ce fac boșilor, că... Ia uite, că am obligat să intru... No, mai bine stric brazii, mai bine stric brazii, fii atent, o luăm așa. De aici era bine să avem Fordul mai aproape, pentru că așa el se va bloca în brazi, probabil. Sper că nu. Hai mă că i-a ocolit. I-a atins așa un picuț doar, dar nu foarte mult. Ok, toate bune și frumoase până acum, 164 de litri, we are good, we are good. Merge și a treia, merge și a treia. Nu, nu merge, mergem doar cu a doua. Dacă așa ne cere terenul, așa facem. Ok, todo bien, todo bien. Da, nu îndrăznesc să iau pe stânga pe gheața aia. Mi se pare foarte scufundabilă gheața. De asemenea, eu ar trebui să traversez. A, dar putem să traversăm pe aici, în față. A, păi zi, tatile, așa. Gorgi. A, păi perfect, așa. E, acum, taci că sunt obligat. Fii tu atent ce mi-a făcut ăștia. M-a băgat aici, rocă pe dreapta, lac pe stânga. Așa, abia o poșghiță mică. Fii atent de gheață aici. O scunsă crapă sub mine. Gata, mă, hai că am trecut. Acum, briză. Hai să vedem dacă e dăm a treia. Mamă, ce acum nu vrea, mă, când avem totuși un demaraj și teren drept. Ok. Ok, mă așteptam să vrea. O, asta e o zonă de blocaj. Cum ziceam, Voron Gradul. Îl recomand tuturor care joacă pe harta asta, chiar merită. Ia uite aici unde m-am blocat eu odată. E, acum am învățat minte și o vom lua un picuț mai pe dreapta. Au, shit, m-am prins fix în asta. Bă, alo. Halo, halo, halo. Mamă, i-am dat damage-ul lecușe. Dionson, 147 de litri. Hai mă că ajungem, mă. Zic eu sperând. E, acum. Stați un pic să vedem cum Dumnezeu îl luăm. Bă, la stânga nu îndrăznesc, dar o socolesc. Asta poate să devină un moto. La stânga nu îndrăznesc, dar o colesc. Uite așa. Mergi și cu a treia? Oh, pentru prima dată când am schimbat și noi într-a treia. Ce frumos. Gata, cred că partea dură a fost până aici. Cred că de acum e briză. Ok. Și mai avem 93 de metri până acolo. Nu știu exact cum mai avem până la destinațion. Hai să băgăm și luminile. Leofaruri, care nu funcționează foarte bine pe harta asta. Ea fiind complet albă. Mă rog, în mare parte nu complet albă. Când ai cu farurile, de foarte multe ori nu mai vezi drumul, nu vezi diferențele alea ușoare de gri, de culoare, ca să poți să dai seama de urme, că... Ia, uia la vale! Bro! ce se întâmplă? O picat motorul la un moment dat. Pentru că drumurile așa sunt marcate, practic, prin foste urme de tracuri, care nu se văd foarte bine, cum vă spuneam. Iar în faruri dispar de tot, se camuflează. A, pe aici e briza, mă, stai să ducem și noi Fordul mai aproape de noi. O să mai strâng un pic cu inciu. Așa. Și acum îl trag un pic greu, că na, foloseam și winch-ul în același timp. Oh shit, oh shit, oh shit. Îmi plac misiunile astea de rescue, chiar îmi plac misiunile de salvare. Îmi plac că de fiecare dată sunt vehicule de astea noi. Și în funcție de vehicul ai un fel de provocare. Ce nu-mi plac sunt alea de reparare, pentru că de obicei trebuie să fac mai multe drumuri. Odată cu motorina și odată cu puncte de repair. Și nu-mi place să fac două drumuri la fel. Măcar dă motiv, așa, știi, du-mă odată cu alea și odată acolo. Așa, cu a doua, hai, cu a treia, mă. Wow, am dat pe load din greșeală, n-am mers. Bă, oricum, mai avem cât? 20 de metri. A venit și seara și se pare că aici din nou a început să ningă. Deci ninge doar în partea de nord a hărții. Bine de știut, bine de știut. De asemenea, partea de nord, din câte am auzit, este și cea mai dificilă parte a hărții. So, yeah. 4100 de bănuței și 410 experience. Perfect. Și suntem în momentul de față la nivelul 23 și mai avem vreo 2250 de puncte pe care trebuie să le mai acumulez ca să trecem la 24. Mamă! O grămadă, o grămadă. Așa, avem aproape 50% trecut tot jocul. Michiganul 79, trebuie să mai băgăm un picuț pe Michigan, să mai facem un pic de pauză de la zăpada asta. Și pe Alaska, bineînțeles, pe Alaska. Păi uite, sunt 4 hărți pe Alaska, vă dați seama. Pe Taimir, din nou, niște hărți foarte dificile. Și la Kola Peninsula, iată că vine cu 21% acum. Și o să iasă în curând și a doua hartă, deci o să ne dea procentajul ăsta un picuț mai în jos. Da, mult avem multe lucruri de făcut. Bun, aici rămânem, sper că v-a plăcut episodul de astăzi și noi ne vedem data viitoare cu continuarea explorării. Sau poate ne băgăm pe Michigan să terminăm și noi măcar o zonă complet 100%. Pa, pa!